Binecuvântat și onorat să fie Dumnezeu în dimineața aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui și bunătatea lui care s-a revărsat peste noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul dătător de viață. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu că în dimineața aceasta, eu cred că ne-a vorbit Dumnezeu la fiecare în parte, pentru că Dumnezeu s-a axat, slujitorii lui Dumnezeu s-a axat bine pe lucrarea lui Dumnezeu și socotesc că ceea ce pe care Dumnezeu s-a folosit în dimineața aceasta prin fratele Bogdan, fratele Ghiță Vaipan și chiar prin fratele Marius, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Am vrea ca în dimineața aceasta bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Uitați-vă că cuvântul lui Dumnezeu ne slujește nouă de mântuire acelora ce cred, acelora ce îl pun în practică. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, pentru că vă dați seama cât de benefic este pentru sufletul care în vremurile acestea stă aproape de Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și totodată și îl împlinește. Doamne, ajută-ne pe toți la fiecare la lucrul acesta. Voi da citire din Sfânta Scriptură câteva cuvinte, după care să venim să-i mulțumim pentru acest mare har care a revărsat Domnul peste noi în dimineața aceasta. Aș vrea să-l citesc din Sfânta Scriptură, din Matei, capitolul 11, cu versetul 25, unde ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, lucrurile descoperite pruncilor, jugul Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, să ne pună Dumnezeu dorințe arzătoare în inima noastră, să luăm jugul lui Hristos pe umerii noștri, așa cum este o cântare. Nu-mi vine minte chiar totul, dar aș vrea, ia jugul lui Hristos pe umeri. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta, să-l luăm cu plăcere și pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel nimănui nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și aceluia căruia vrea fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dumnezeu să fie binecuvântat în dimineața aceasta, să ne punem inima noastră pe altarul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, pentru că Dumnezeu nu vrea averile noastre, nu vrea lucrurile noastre materiale de pe acest pământ. El ce vrea de la noi, vrea inima noastră, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Pune-ne, Doamne, la fiecare în gând, în inima noastră, dorință să te slujim mai mult. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pocăință sfântă și să ne ajute, Domnul, și în ziua aceasta să ne purtăm sarcinile noastre și acolo unde nu putem noi să rugăm pe Domnul Iisus, pentru că El este purtător de sarcini și purtător de poveri. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea ca în dimineața aceasta să mă opresc aici și am vrea ca bunul Dumnezeu să ne asculte rugăciunea noastră și să binecuvinteze totodată în numele Domnului Iisus, mă rog în dimineața aceasta să binecuvinteze familia Hozan, care sunt
necurmată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze, pentru că lucrul acesta Dumnezeu știe să răsplătească la timp și la vreme pentru această lucrare măreață pe care sunt implicat. Mă rog pentru fratele Ilie, mă rog înaintea Domnului pentru sora Oltea, Dumnezeu să-i binecuvinteze și în lucrare de traducere, Dumnezeu să o binecuvinteze și aș vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să se îndure de fratele Raj. Mă rog pentru acest păstor minunat din India, Dumnezeu să-l binecuvinteze, pentru că iubește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că iubește lucrarea lui Dumnezeu și aș vrea ca în dimineața aceasta bunul Dumnezeu să aibă milă de el, să-l întărească, să-l îmbărbăteze pentru acest post de 40 de zile în care el l-a vestit înaintea Domnului. Mă rog înaintea Domnului să-l binecuvinteze și să-i întărească ființa lui, familia lui, să-l ajute ca lucrarea aceasta pe care a vestit-o înaintea Domnului să fie plăcută înaintea Domnului, să fie fără cusur. Dumnezeu să le binecuvinteze, Dumnezeu să le ajute să binecuvinteze. Aș vrea ca, mi-am adus aminte, atunci când a fost găsită cartea Domnului și în casa lui Dumnezeu, Ieremia a adus înaintea Domnului o scrisoare și a pus-o înaintea lui Dumnezeu și a pus-o să o citească Domnul. Și vreau să vă spun că aș dori ca toate aceste lucrări pe care au fost puse înaintea Domnului pentru această lucrare măreață din India, Dumnezeu să citească cu milă și îndurare, pentru că eu știu că mai presus de gândurile noastre, de mintele noastre, de tot ceea ce gândim noi, mai presus de toate, lucrează mâna lui Dumnezeu, să se îndure Dumnezeu să lucreze, pentru că sunt lucrări pe care ar trebui ca să îndeplinească, dar știu lucrul acesta că numai cu Dumnezeu și numai bunul Dumnezeu poate face lucrul acesta. Mă rog înaintea lui Dumnezeu să lucreze în această lucrare măreată din India și să-și aducă la îndeplinire dorințele care le-au pus înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familia Vaipan, Dumnezeu să se îndure de fratele Ghiță, Dumnezeu să-l binecuvinteze în bunătatea lui, să-l ajute că în această lucrare pe care este implicat și dacă v-aș spune, eu am fost cu el în lucrarea lui Dumnezeu, e un frate foarte ordonat în lucrare. Cu el, dacă merge în lucrare, trebuie să respecti. Cu el trebuie, dacă merge în lucrare, trebuie să fii totdeauna prevăzător și el niciodată nu-și calcă cuvântul și mă bucur de el așa, Dumnezeu să-l binecuvinteze. La vârsta lui, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe sora Rodica. Dumnezeu să-l binecuvinteze familia lui. Dumnezeu să binecuvinteze această familie încercată care știu am fost și am fost alături de această familie. Dumnezeu să fie binecuvântat. Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu în dimineața aceasta să răspundă cu milă și îndurare la cererile noastre, la tot ceea ce aducem noi înaintea lui Dumnezeu și să ne ajute Domnul să ne purtăm cu drag crucea, să o ducem la Golgota și vreau să spun că în dimineața aceasta Dumnezeu ne ajută în slăbiciunile noastre pentru că de multe ori nu știm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, dar El cu Domnul Iisus ne-a dat Duhul Sfânt și El, Duhul Sfânt, cu suspine negreite, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru starea noastră și pentru familiile noastre. Mă opresc aici și mă rog înaintea lui Dumnezeu să venim în rugăciune și Domnul să ne asculte rugăciunea și Domnul să fie binecuvântat. Amin.